Before we review the third war of the Diadochi, înainte să revizuim războiile de Diadochene, I want to reinforce one point. Aș vrea să accentuez un lucru that I've been saying all year. Pe care l-am spus de-a lungul anului. Some people seem to still not be getting. Și se pare că unii oameni că nu au înțeles acest lucru. S-au acceptat, deși l-am predicat timp de un an. So I want to make a point. Deci vreau să fac, să spun o idee. Studied some wars these last 8 months. Am studiat câteva războaie lunile trecute. Those wars are characterized by elephants. Acele războaie sunt caracterizate de elefanți. When we make application, când facem aplicație, we could see battles in our history. Putem vedea bătălii în istoria noastră. 2016. 2018. 2019. 2019. And Panium. Și Panium. Each battle. Fiecare bătălie. Is decided by the use of elephants. Este decisivă de folosirea elefanților. One common mode of warfare. Este un motiv comun de război. We were able to build strong logic. Am fost capabili să construim o logică destul de stabilă. To show that elephants. În care am arătat că elefanții. Equal a mode of warfare. Sunt egali cu un motiv de război. You could describe as an information war. Elefantul este egal cu un război informațional. Psychological. Psihologic. The weapon developed in the information age. Arma dezvoltată în era informației. Is information weaponry. Este o armă a informației. Before we go into our wars, I just want to reiterate this point. Înainte să intrăm în războaiele noastre, aș vrea să reintroduc această idee. The strength of the evidence that we have. Puterea dovezii pe care noi o avem. To demonstrate what this war looks like. Să demonstrăm cum arată acest război. 7 BC. Anul 7 înainte. 973.4. 7 Bible Commentary, pagina 973.4. Nu avem în română. In this paragraph. În acest paragraf. Ellen White is talking about the war in heaven. Ellen White vorbește despre război din cer. The first war ever fought. Primul război care a fost luptat. When you go to the end of that paragraph, când te uiți la sfârșitul acelui paragraf, she quotes a Bible verse. Ea citează un verset biblic. And there was war in heaven. Și a fost război în cer. Michael and his angels. Mihail și îngerii lui. Fought against the dragon. S-au luptat împotriva dragonului. And the dragon fought and his angels. Și dragonul a luptat și îngerii lui. And prevailed not. Și nu au izbutit. Satan fought against Christ. Deci Satana a luptat contra lui Hristos. Satan lost. Satan a pierdut. Was thrown out of heaven. Și a fost dat afară din cer. If we identify the structure of a paragraph. Dacă identificăm structura unui paragraf. We know that this concluding sentence. Știm că această propoziție de tip concluzie. In the first sentence. Este introdusă în prima propoziție. Repeated in the body. Și repetată în corpul, în structura pasajului. So the first and leading sentence of this paragraph. Prima și propoziția prima și principala. Going to summarize the point being made. Prima și principala propoziție va de fapt rezuma ceea ce va urma să spună Ellen White în pasaj. Paragraph will repeat it. Corpul paragrafului va repeta această idee, structura și concluzia va fi repetată din nou. Concluzia este războiul din cer. But the leading sentence. Dar propoziția principală definește pentru noi what the war in heaven looked like. Cum arăta războiul din cer. And she says, și spune. The influence of mind on mind. Influența minții către minte. So strong a power for good when sanctified. Sunt atât de puternice și atât de bune când sunt sfințite aceste influențe. Is equally strong for evil. Dar este egal pentru diavol. In the hands of those opposed to God. Dar este de asemenea egal cu răul atunci când sunt aceste aceste minți când sunt folosite de oamenii care sunt contra lui Dumnezeu. Satan.
Iar la, în corpul paragrafului exprimă cum Satana manipulează mințile îngerilor. So if the concluding sentence is talking about the war in heaven. Deci dacă propoziția de tip concluzie vorbește despre război în cer. The first sentence of the paragraph. Prima propoziție a paragrafului. Tells us what type of war that was. Ne zice despre ce tip de război a fost. The war in heaven. Și războiul din cer. Was a war of mind on mind. A fost un război de al minții către altă minte. That is an information war. Și asta este un război informațional. And it's the alpha. Și este alfa. Of warfare. Alfa războaielor. If that's the first war ever fought. Dacă acesta a fost primul război care a fost luptat vreodată, minte către minte. We can go to the last war ever fought. Putem merge și la ultimul război care a avut loc vreodată. And we find that war described in the Great Controversy. Și vedem acel război descris în Tragedia Veacurilor. 663. Tragedia Veacurilor 663, paragraful 1. But we're going to paraphrase through a few paragraphs. Dar vom parafraza câteva paragrafe. Satan has prepared for the last struggle for supremacy. Satana este pregătit pentru ultima bătălie pentru supremație. Second advent has already occurred. A doua venire a avut loc. The dead are raised. Morții au înviat. Satan gathers an army. Satana adună o armată. As the dead are raised, odată ce morții au înviat, acum el vede multitudinea pe care o conduce. His hope revives. Și speranța lui începe să reînvie. He looks out at this mass of resurrected people. Se uită la masa gigantică de oameni înviați. And he sees among them. Și vede printre ei. The greatest generals. Cei mai mari generali. The world has ever known. Pe care oamenii lumea i-a avut. Napoleon stands side by side with Alexander the Great. Napoleon stând unul lângă altul cu Alexandru cel Mare. He stands side by side with Hitler. Care stă lângă Hitler. Who stand side by side with Pyrrhus. Aceștia trei stând cu Pyrrhus, Pyrrhus unul lângă altul. Side by side with the silver shields. De asemenea stând cu the greatest al generalul. Generals the world has ever known. Cei mai mari generali pe care lumea a avut vreodată. The most powerful soldiers. Cei mai puternici soldați. Ever born. Care s-au născut vreodată. All resurrected and united under Satan's banner. Toți sunt înviați și uniți sub standardul lui Satana. And as he sees those tens of thousands. Și pe măsură ce el vede aceste mii și mii, sute de mii, se uită la noul Ierusalim. God's people. La poporul lui Dumnezeu. He believes he can take the city. Și crede că poate să distrugă orașul. And what does Satan do? Și ce face Satana? He starts to build weapons of war. Începe deja să construiască arme de război. Satan thinks. Satana crede. Satan thinks. Satana crede. He's ready for a hot war. Că este gata pentru un război cald. What does Jesus do? Dar ce face Iisus? Above the throne of God. Deasupra tronului Dumnezeu. Is revealed the cross. Este revelată crucea. Like a panorama. Ca o panoramă. Deasupra tronului. Apar păcatele istoria acestui pământ. De la căderea lui Adam și Eva. All through history. Până de-a lungul istoriei. To the second advent. Până la a doua venire. Those thousands united under Satan. Aceste mii de oameni sunt unite sub standardul lui Satana și sunt pregătite de războiul cald. They've built fires. Au construit focuri. Started building their iron weapons. Au început să construiască arme de fier. They're marching on the city. Marșând către oraș. God says no. Iar Dumnezeu spune nu. You started with an information war. Dumnezeu spune tu ai început cu un război informațional. Satan waged an information war. Satana a condus un război informațional. He fought against God. S-a luptat împotriva lui Dumnezeu. Using the power of mind on mind. Folosind puterea minții către altă minte. So at the last war. Deci ultimul război. God says to Satan. Dumnezeu îi spune Satana. I'm going to fight against you. În ultimul război Dumnezeu îi spune Satana, voi lupta contra ta. With an information war. Cu un război informațional.
mind on mind. Minte către minte. And the thousands under Satan. Și cele câteva mii sub Satana. As they march. Pe măsură ce marșează. Before their vision is opened up, 6000 years of history. Pe măsură ce merg către oraș, viziunea de 6000 de ani este arătată, li se arată. And what happens to Satan's army? Și ce se întâmplă cu Satana lui armata lui Satana? They turn on their leader. Se întorc contra liderului lor. They don't attack the New Jerusalem. Ei nu vor ataca noul Ierusalim. They attack Satan. Ei îl atacă, această armată atacă pe Satana. The time has come for the last desperate struggle. Timpul a venit pentru ultima strigă, ultima bătălie. Satan rushes into his army. Satana intră cu putere în armata lui. And tries to inspire them with his anger. Și încearcă să inspire cu nervozitatea lui. But they've all turned against him. Dar toți sunt contra lui. None acknowledge his leadership. Nimeni nu îi cunoaște supremația. Power is at an end. Puterea lui Satana este la sfârșit. Their rage is kindled against Satan. Furia lor este contra Satanei. And with the fury of demons they turn on him. Și cu furia demonilor se întorc către Satana. Anger. Satan waged an information war. Satana a condus un război informațional, a dat startul. Subverted God. Went beneath God's attention. Iar acest lucru a mers către atenția lui Dumnezeu. Acest război a fost sub atenția lui Dumnezeu. Worked on the angels. A mers la atenția îngerilor. To turn them against God. Ca să îi întoarcă contra lui Dumnezeu. And a third falls. Și o treime a căzut. God goes underneath Satan. Dumnezeu merge uses information. Merge la către Satana folosind informație. And turns Satan's angels. Și acum întoarce îngerii lui Satana against his leadership. Împotriva liderului lor. Alpha and Omega, those wars are the same. Alpha și Omega, ambele război sunt la fel. It's all an information war. Este un război informațional. All a subversion from the inside. Este o inundare dinăuntru, venind dinăuntru. We're not in the final war now. Noi nu suntem în războiul final acum. But we are in the final war between the king of the north and the king of the Dar south. Dar suntem în ultimul război între împăratul nordului și împăratul sudului. We are in the final generation. Ne aflăm în ultima generație. The same principles that we saw in heaven with that war. Aceleași principii pe care le-am văzut în cer cu acel război. We didn't just see in 2016. Nu le-am văzut doar în 2016. It's been the theme of our reform line from the time of the end. A fost o temă a liniei noastre de reformă începând cu timpul sfârșitului. The same as the very first war and the very last war. La fel cu primul și ultimul război. Was 1989. A fost 1989. The king of the north. Împăratul nordului. Went beneath the attention of the king of the south. A intrat sub atenția împăratului de sud. And spoke directly to his subject. Și a vorbit direct cu subiecții lui. And turned the subjects against the government. Și a întors subiecții împotriva guvernului. That's the characteristics of 1989. Aceasta este o caracteristică a 1989. And I'm not sure. Și nu sunt sigur. What methodology people are using? Ce metodologie a folosit lumea? To expect any other battle in our history. Ca să aștepte o to expect să se aștepte weapons, la război nuclear în istoria noastră. Or any type of attack. Sau orice altfel de atac. But you can be sure. Dar poți fi sigur. They're not using the methodology. Că ei nu folosesc metodologia. Developed by this movement. Dezvoltată de această mișcare. We studied yesterday. Am studiat ieri. The third Diadochi war. Al treilea război de Odochean. It opens up with the Battle of Gabini. Se deschide cu bătălia de la Gabini. Antigonus defeats Eumenes. Antigonus învinge pe Eumenes. Not in battle. Și nu în bătălie. But as a result of the battle. Dar ca un rezultat al bătăliei. As a result of the charge of the elephants.
ca rezultat al elefanților din acea perioadă. Over implicați. A dusty salt plain. Such a cloud of dust arises. Așa un nor de praf apare, se ridică. That Antigonus is able to go behind Eumenes. Încât Antigonus este capabil să se ducă înapoi a lui Eumenes. Și ia control asupra golfului. When he has control of his wealth, asupra bogăției lui. Și odată ce are control asupra bogăției lui, he can manipulate the subjects of Eumenes. Poate să manipuleze subiectul lui Eumenes. With an information war. Printr-o război informațional. And your children. Având soțiile, copiii. And everything that you've earned. Tot ce ai câștigat. In the last 5 to 8 decades. În urmă cu 5 către cu 5 ani, 8 ani. And Eumenes is overthrown. 50 de ani, 80 de ani. Și mulți sunt doborâți dinăuntru ca subiecți. All of that. Toate acestea este un rezultat al lucrării elefanților. Care ne conectează sau ne unește cu studiile noastre din trecut. On the reform lines of Pyrrhus. Cu liniile lui Pirus. We connect threads. Putem face corela sau unii câteva funii sau linii. We believe that that is a firm rule of interpretation. Și noi credem că această unire este o regulă fermă de interpretare. We can identify. Putem identifica. The final methods of warfare. Ultima metodă de război. Not with guns. Nu cu nu cu arme, ci cu informații. This is how the third Diadochi war begins. Așa a început războiul al treilea război daudechian. Antigonus has two allies. Antigonus are trei aliați. Seleucus and Python. Seleucus și Python. In this war, în acest război, Seleucus had turned on Eumenes. Seleucus s-a întors contra lui Eumenes. And attacked him. Și l-a atacat. And Python. Și Python. Had fought as a general. A luptat ca general. Within the army of Antigonus. În armata lui Antigonus. So Antigonus. Deci Antigonus. Has had two powerful allies in this war. A avut doi aliați puternici în lucrarea asta. As this is just revision. Așa cum este doar o recapitulare. I'll go straight to application. Voi merge direct la aplicație. There's been an ongoing war. A avut loc un război continuu. Between the United States. Între Statele Unite. And the Soviet Union. Și Uniunea Sovietică. In these final days of warfare. În aceste ultime zile ale războiului. The United States has had two allies. Statele Unite au avut doi aliați. One was the Vatican. Unul a fost Vaticanul. The papacy. Papalitatea. John Paul II. Ioan Paul al II-lea. The Sacred Alliance. Alianța secretă. The second, a doua, Python, the Mujahideen, a fost, this is in the context, Mujahideen, of the 10-year Afghanistan proxy war. Aici este în contextul celor 3 ani de război Afganistan. It's known as Operation Cyclone. Numită operațiunea Ciclon. So they would train up the Mujahideen. Că astfel încât ei au fost structurați să antreneze Mujahideen ca să lupte împotriva Uniunii Sovietice. We know that those Mujahideen. Noi știm că Mujahideen. In 1996. În 1996. They overthrew the government of Afghanistan. Au doborât guvernul Afganistanului. By this stage. Și la acest nivel. Their name. Ei și-au schimbat numele. De la Mujahideen. To the Taliban. La Taliban. They take over the government of Afghanistan in 1996. Ei au doborât guvernul Afganistanului în 1996. We saw that Antigonus. Am observat că Antigonus. After this battle. După această bătălie. Starts to turn on his allies. Începe să se întoarcă contra aliaților lui. And we talked about America's tendency. Și am vorbit despre tendința americanilor.
Americii, to begin to act as a unilateral power. Să înceapă să acționeze ca o putere unilaterală. It's more commonly called the global policeman. Numită mai comună poliția globală. Antigonus starts to kill all the generals. Iar Antigonus începe să începe să doboare sau să omoare chiar toți generalii care sunt împotriva sau amenințare pentru el. El se consideră dictatorul Asiei sau puterea Asiei sau puterea Estului. Îl omoară pe Python, care a fost aliatul lui. We connected that to 2001. Am corelat asta cu 2001. The invasion of Afghanistan. Cu invazia Afganistanului. The overthrowing of the Taliban. Doborârea Talibanului. I wanted to note. Aș vrea să notez. The first battle of that war. Prima bătălie a acelui război. The battle for Mazar-i-Sharif. Cu bătălia de la the first major battle of the Afghanistan war. Mazar-i-Sharif, prima bătălie mare a războiului Afganistan. Și cu distrugerea Talibanului. Învingerea lui. Aceasta a avut loc în 9 noiembrie 2001. You can see Antigonus. Îl poți vedea pe Antigonus. Beginning to act more and more as a dictator. Începând să acționeze din ce în ce mai mult ca un dictator. And this causes our other generals. Și asta cauzează altor generali. To begin to fear him. Să înceapă să se ferească de el. Seleucus. Seleucus. He turns on Antigonus. Se întoarce contra lui Antigonus. Here they're in an alliance. Și el. Now it begins to break down. Era cândva în alianță cu Antigonus, acum începe să rupă alianța între Seleucus și Antigonus. It gets so bad. Ajunge atât de Seleucus joins atât with de rău, others. Încât Antigonus se asociază cu alții. On turning on Antigonus. Și încât Seleucus se asociază cu alții și se împotrivă lui Antigonus printr-un ultimatum. Aliații lui Seleucus sunt Cassandru, Lysimachus și Ptolemeu. Ptolemeu este împăratul Sudului. We know that. Știm asta. In 2003. În 2003. Certainly in this history. În această istorie. Any alliance between the Vatican and the United States has disintegrated. Fiecare alianță dintre Statele Unite și s-a dezintegrat. Cred că the United States wants to invade Iraq. În 2003, Statele Unite începe să invadeze Irakul. And they find their way is blocked by three allies. Și observă că drumul lui către invadare este blocat de trei alianțe. Trei aliați. Germania, Franța. Germany, France and Russia. Și Rusia. We know that Russia. Știm că Rusia. Is the king of the south. Este împăratul Sudului. Despite the ultimatum. Pe lângă ultimatum. Antigonus attacks. Antigonus atacă Syria. Syria. This area that he attacks. Această arie pe care el o atacă. Is not under the direct control of Ptolemy. Nu este sub conducerea directă a lui Ptolemeu. But it is part of his sphere of influence. Dar este parte din sfera lui de influență. And when the United States invaded Iraq, și când Statele Unite invadează Irakul, in violation of this ultimatum, în violarea acestui ultimatum, they attacked the sphere of influence, ei atacă sfera de influență of Russia, a Rusiei. And we read some quotes, și am citit câteva citate, that demonstrated, care au demonstrat Russia's position with Iraq. Poziția Rusiei cu privire la Irak. Documents released by the CIA. Documente eliberate de către CIA. Described those early days of the Iraq war. Descrie ultimele zile, primele zile ale războiului. That Russia made. Războiului din Irak și prezintă ce a făcut Rusia. To protect Saddam Hussein. Ca să-l protejeze pe Saddam Hussein. They
took any information they could glean. Ei au ales fiecare informație de care puteau să se atârne. On American troop movements. Prin mișcările americane. And funneled it through to Saddam Hussein. Și au condus către Saddam Hussein. So Antigonus attacked the sphere of influence of Ptolemy. Antigonus a atacat sfera de influență a lui Ptolemeu. And he's successful in that endeavor. El este este biruitor. Much of the territory down to Egypt. Ia aproape toate teritoriile către Egipt. And then he leaves his son Demetrius to guard that territory. Și după care lasă pe fiul lui Demetrius să intre în acel teritoriu, adică în Egipt. Ptolemy now feels encouraged. Ptolemeu se simte acum încurajat. To reconquer that area of Coele-Syria that he had lost. Să recucerească area din Coele-Syria pe care a pierdut-o. He knows that Antigonus is distracted. Știe că Antigonus este distrat. He gathered a large army. Adună o armată mare. And led the army out towards Gaza. Și a lăsat armata către Gaza. Where Demetrius had been stationed. Unde Demetrius a staționat. Demetrius ignores the advice of his counselors. Demetrius ignoră sfaturile slujitorilor lui. He's facing in battle. Și are de face în bătălie. Seleucus and Ptolemy. Cu Ptolemeu și Seleucus. Two of the greatest generals of all time. Doi dintre cei mai puternici generali ai timpului. But young Demetrius was determined to protect the territory. Dar Demetrius, tânărul Demetrius, a fost determinat să protejeze teritoriul. And the two forces clashed at the Battle of Gaza. Și cele două puteri au eșuat la bătălia de la Gaza. In this battle, în această bătălie, Ptolemy destroyed the army of Demetrius. Nu, cele două puteri înving armatele lui Demetrius la bătălia de la Gaza. It was a crushing defeat. A fost o învingere and dură. Demetrius was humiliated. Și Demetrius a fost umilit. Deci Ptolemeu și Seleucus s-au învins pe Demetrius. The location of Gaza. Locația de la Gaza. Is the same location. Este aceeași locație. As Raphia. Ca Raphia. Which is why the Battle of Raphia we know from Daniel 11. Pe care o știm această bătălie de Raphia din Daniel 11. Is sometimes referred to as the Battle of Gaza. Și câteodată ne referim la ea ca fiind bătălia de la Gaza. We know the Battle of Raphia. Știm că bătălia de la Raphia. Remember this is an information war. Aduceți-vă aminte, este un război informațional. Russia defeats the United States. La bătălia de la Raphia, Rusia învinge Statele Unite. Antigonus heads to meet his son. Antigonus se îndreaptă să întâlnească pe fiul său. He hears there's a crisis. Aude că este o criză. Ptolemy has marched north. Ptolemeu a mers către nord. And Antigonus begins to push back. Și Antigonus a încercat să se opună. And Antigonus recaptures all the territory that has been lost. Antigonus recâștigă toate teritoriile pe care le-a pierdut. Right up to the borders of Egypt. Chiar până la granițele Egiptului. We've talked before. Am fost învățați înainte. About 1989. Despre 1989. And the fact that the king of the north only goes to the borders. Și anume că împăratul nordului ajunge doar până la graniță. But we have no evidence. Dar nu avem nicio dovadă. That story changes. Că acea istorie se schimbă. You only need to go to the borders. Tot ceea ce faci este să ajungi la graniță. To defeat your enemy. Ca să găsești, să învingi pe inamicul tău. When the war is over a sphere of influence. Când războiul este cu privire la o sferă de influență. Antigonus is in a position to take Egypt. Antigonus este în poziție să doboare Egiptul. And he probably would have. Și probabil ar fi făcut-o. But he finds that he's facing two other enemies. Dar observă că are de face și cu alți inamici. Because of this battle. Din cauza acestei bătălii. Seleucus feels free. Seleucus se simte liber. After Ptolemy's victory. După victoria lui Ptolemeu. To take an army. Să ia o armată.
march back up to Babylon. Să se întoarcă înapoi la Babilon. Take back Babylon. Și să-l ia înapoi pe Babilonul. So in this history, deci, această istorie, Babylon is retaken. Babilonul este recucerit. Antigonus sees this threat. Vede această amenințare de la Seleucus. He wants to go fight over Babylon. Vrea să ajungă să se războiască împotriva Babilonului. And he has one other problem. Și mai are o problemă. The Nabateans. The Nabateans. Nabatenii. Are the direct descendants of Ishmael. Nabatenii sunt descendenții direcți al lui Ismael. They come from the east. Ismael. Ei vin de la iert, de la est. Și încearcă să se ducă contra lui Antigonus. Încearcă să îl, cum să zic, hărțuiască. Așa că Antigonus decide to make peace with these three allies. Să facă pace cu aceste trei, cu acești trei aliați. So he can concentrate. Ca să se poată concentra. On the Nabateans. Asupra Nabatenilor. În mod particular Seleucus. And they conclude the peace of the dynasts. Și astfel ei au concluzionat pacea dinastiilor. This peace treaty. Pacea dinastiilor, acest tratat de pace. Cassandra feels threatened. În acest tratat de pace, Cassandru se simte amenințat. By the existence of Alexander's son. De către existența fiului lui Alexandru. And the decision of the generals. Și de decizia generalilor. That Alexander's empire would one day be given back to his son. Pe care imperiul lui Alexandru i-ar fi dat înapoi fiilor lui. The killing of Alexander's son and the mother Roxanne. Deci Cassandru obligă omorârea lui Antigonus, lui Alexandru și moartea lui. That you would mark the final și end of Alexander's dynasty. Mamei lui. Și astfel este, se termină dinastia lui Alexandru prin moartea lui și a mamei lui. Antigonus marches back to Babylon. Antigonus se duce către Babilon. Sorry. And between 311 și între and 309 BC. Între 311 și 309. He fights the Babylonian war with Seleucus. Înainte de Hristos, face război cu the conclusion of this babilonienii. Is Seleucus gaining full control of Babylon? Ca și concluzie, Seleucus ia tot controlul Babilonului și începe dinastia Seleucidă. The establishment of Seleucus. Stabilirea lui Seleucus. We brought that to our history. Am adus asta la istoria noastră. We saw Seleucus. L-am văzut pe Seleucus. Also representing the king of the north. Reprezentând împăratul nordului. The papacy. Papalitatea. And the papacy in the United States. Și papalitatea în Statele Unite. Were allies in this war with the Soviet Union. Au fost aliați în război cu Uniunea Sovietică. The United States also utilizing the Mujahideen. Statele Unite de asemenea a folosit Mujahideen. The Soviet Union is defeated. Uniunea Sovietică este învinsă. The United States begins to act as a global superpower. Statele Unite încep să acționeze ca o putere, superputere globală. Unrestrained. Neținută în fru. That causes John Paul II to turn against the United States. Aceasta îl determină pe Ioan Paul al II-lea să întoarcă împotriva Statelor Unite. They also turn on their allies. De asemenea, se întorc împotriva aliaților lui. And we discussed the first and second Iraq war in some detail. Am discutat primul și al doilea război din Irak așa în detaliu. There's an ultimatum. A fost un ultimatum. Three of those powers. Trei din aceste puteri. Germany, France and Russia. Germania, Franța și Rusia. Come together. Vin împreună. In a series of meetings. Într-o serie de întâlniri. And discuss how they're going to restrain the United States. Și discută cum trebuie să rețină Statele Unite. They give America an ultimatum. Ei dau un ultimatum. Dacă încerci să invadezi Irakul, we'll block any legislation. Vom bloca orice legislație. Through the UN.
prin Națiunile Unite. The United States invades Iraq anyway. Statele Unite, indiferent de asta, atacă Irakul. It was under the sphere of influence of Russia. A fost sub sfera de influență a Rusiei. Regarding this invasion, regarding to do with this invasion, ca să aibă de face cu această invazie, Vladimir Putin later said, Vladimir Putin a spus mai încolo, quoting, citând, no one feels safe. Nimeni nu se simte sigur. From the power of the United States, my words. Se referă la puterile Statelor Unite. Then he says, după spune, repet, no one feels safe. Nimeni nu se simte sigur. We're making a point în siguranță. About the activity of America. Noi accentuăm activitatea Americii. Then we see the battle of Raphia. După care vedem bătălia de la Raphia. The king of the south. Împăratul Sudului. Marches against the king of the north. Se duce împotriva împăratului Nordului și îl distrug. Leading to Panium. Asta duce la Panium. The king of the north pushes back. Împăratul Nordului all the way to the border se întoarce înapoi către granițele Rusiei. They take back all that sphere of influence. Iau toată acea sferă de influență. Then we see the re-emergence. După care vedem reemergența. Resurrection. Adică reînvierea. This power. A acestei puteri. Now when we studied the counterfeit. Când am studiat contrafacerea. We understood that there's two histories of failure. Am înțeles că sunt două istorii de eșec. And a history of success. Și o istorie de succes. We could talk about ancient Israel. Putem vorbi de Israelul antic. First of all, they come out of Egypt. Prima dată ei au ieșit din Egipt. And go into apostasy. Și au intrat în apostazie. Then they come out of Babylon. După care au ieșit din Babilon. And they become Pharisees. Și au devenit farisei. And then they go into captivity to Rome. După care ei merg în captivitate în Roma. Failure. Eșec. To fulfill their mission. Către împlinirea misiunilor. Eșec și apoi împlinirea misiunilor. Success. După care succes. And this success. Acest succes. Looked completely different. A arătat complet diferit. To what they expected. Față de ce se așteptau ei. Modern Israel. Israelul modern. Three histories. Trei istorii. The history of the Millerites. Istoria mineriților. I'll say 1844. 1844. They failed to complete their mission. Au ieșuat să împlinească misiunea lor. 1888. 1888. They all turned into Pharisees. Toți s-au transformat în farisei. And then? După the history of the 144,000. Avem istoria celor 144,000. Success. Succes. Looks completely different. A fost complet diferit. To what we were led to expect. De ceea ce am fost noi conduși să ne așteptăm. Modern Babylon. Israelul modern. Three histories. Babilonul modern. Trei istorii. 1945. 1945. Eșec. 1989. 1989. Failure. Eșec. Then our history. Acum istoria noastră. I'll just call it Sunday law. O voi numi legea duminicală. 1989 is a history of failure. 1989 este o istorie de eșec. For the papacy. Pentru papalitate. There's a number of reasons they fail in this history. Este un număr de motive pentru care ei au eșuat în această istorie. One of the key reasons. Unul dintre motivele principale. As soon as the Soviet Union begins to fall. Este că pe măsură ce Uniunea Sovietică începe să cadă. Before that fall is even completed. Înainte ca acea cădere să fie completă. The United States has already discarded them as an ally. Statele Unite deja s-au debarasat de ei ca fiind alianța lor. Do we think? Credem noi. That the United States. Că Statele Unite. Is going to willingly and easily. Vor face prin propria lor voință. Relinquish any power. Inquish? Surrender. Prin propria lor voință vor supune orice putere. Hitler didn't. Hitler That's a făcut. Why 1945 was Hitler, a failure. Hitler n-a făcut asta, de aceea în 1945. The papacy wanted power. În 1945 a fost eșec. Germany,
They had to fight Germany for it. Nazi Germany, Germania trebuia să... No dictator willingly gives power to another. Niciun dictator nu dă prin propria lui voință sau voluntar putere altui dictator. The same dynamic. În 1989, aceeași dinamică. They fight for it. Ei au luptat pentru asta. But they don't succeed to obtain it. Dar nu au avut succes să obțină. I think we can have the picture. Cred că putem avea imaginea. Because we think they're supposed to be an alliance. Că deși noi credem că ar trebui să fie o alianță. They're all meant to be friends. Ei de fapt trebuiau să fie doar prieteni. I would suggest whatever it looks like. Sugerez că orice ar părea. If the Vatican has power at the end of the world. Dacă Vatican are putere la sfârșitul lumii. And they want some of that power to be surrendered by America. Și vor ca acea putere să fie supusă Americii. They would have to fight for it. Va trebui să se lupte pentru asta. We described the position of John Paul II on all of those wars. Am vorbit despre Papa Ioan Paul al II-lea, descrierea lui și acele războaie. And then we spoke of the message. După care am vorbit despre mesaj. That he's been giving. Pe care el l-a dat. For the last few years. În ultimii ani. He's been saying. El a spus. There's these people rising up. Că sunt acești oameni care se ridică. Giving speeches. Dând, resemble those of Hitler. Dând, nu știu, discursuri care seamănă cu Hitler. He's a close counterfeit of our message. Este o contrafacere foarte apropiată de mesajul nostru, ceea ce îți spune Vaticanul. We need to understand more clearly. Trebuie să înțelegem mult mai clar. I would suggest in a much more adult fashion. Aș sugera într-un mod mult mai matur. The role of the papacy at the end of the world. Rolul papalității la sfârșitul lumii. This is the third Diadochi war. Aici este al treilea război daodechean. We talked about the third and the fourth as one war. Am vorbit despre al treilea și al patrulea ca fiind un singur război. With an armistice in the middle. Cu un armistițiu în mijloc. We've taught the fourth. Am predat cel de-al, am învățat despre al patrulea. Back and reviewed the third. Acum ne-am întors și l-am revizuit pe al treilea. And all of that leads us. Și toate acestea ne conduc to the history of World War I, la istoria primului război mondial and World War II, și al doilea război mondial. The third and the fourth, al treilea și al patrulea, like the first and the second World War, la fel ca primul și al doilea război mondial. One war with an armistice in the middle. Un singur război cu un armistițiu în mijloc. We've made application of World War II. Am făcut aplicația al doilea război mondial, al doilea război, what we need al doilea to război mondial. Dar trebuie să investigăm. Is a thorough understanding of World War I. Ca fiind o înțelegere mai deplină a primului război mondial, care ne aduc aminte despre o adevărată aplicație a profeției. Primul și al doilea sunt egal cu al treilea. So if we want to understand in our history. Deci dacă vrem să înțelegem istoria noastră. What it looks like. Cum arată. We take the history of 1844 and 1898. Luăm istoria din 1844 și if we want to understand World War 3. Deci dacă nu înțelegem al treilea război mondial. The history of World War 1 and World War 2. Trebuie să înțelegem istoria primului și al doilea război mondial. That's the history I want us to investigate. Această istorie aș vrea să investigăm. We've already covered our reasons for investigating World War I. Deja am acoperit motivele pentru care noi investigăm primul război mondial. In the first couple of presentations. În primele prezentări. There were a few causes of World War I. Sunt câteva motive pentru, adică cauze, mai bine zis, pentru primul război mondial. There's one primary catalyst. Este un prim catalizator. That I want to note. Pe care aș vrea să-l notăm. It was 1908. A fost în 1908. And it was known as the Bosnian crisis. A fost numită criza bosniană. With the Bosnian crisis. Cu criza bosniană.
that sowed the seed for World War One. A fost decisiv, criza Bosniană a fost decisivă pentru primul război mondial. Pentru această porțiune, I want to discuss the Bosnian crisis. Aș vrea să descriu criza bosniană. Together with its application. Odată cu aplicația ei. Because I fear it's a little bit complicated. Pentru că mi-e frică că este oarecum complicată. If it's your first time investigating this history. De fapt, este complicat dacă e prima dată când tu auzi de această istorie. There's been tension. A existat tensiune. Building throughout Europe. Construită prin de-a lungul istoriei Europei noastre. There's been a series of revolutions. A fost o serie de revoluții. The King of Serbia. Împăratul de Serbia. Was assassinated in a coup. A fost asasinat. And a pro-Russian government came to power. Și guvernul pro-Rusia a venit la putere. So Serbia. Deci Serbia. Is now pro-Russian. Este acum pro-Rusia. And they're also. Și sunt de asemenea. Quite ambitious. Destul de ambițioși. If you were to look at a map of that region. Dacă ar fi să te uiți la o hartă a acelei regiuni. At that point in time. La acel punct în timp. You would find Serbia. Vei vedea Serbia. Surrounded by some other regions. Condusă de alte înconjurată de alte regiuni. That all identified as Slav. Și toate sunt identificate ca fiind slave. And Serbia had the ambition to control all the Slav nations. Și Serbia avea ambiția să conducă sau să controleze toate națiunile slave. In this history of World War One. În această istorie a primului război mondial. One point before we go any further. Aș vrea să accentuez un lucru înainte să mergem mai departe. There are two sides. Știm că sunt două. The Triple Alliance and the Triple Entente. Două părți. The Triple Alliance was a failure. Alianța triplă care a fost un eșec. It consisted of Austria-Hungary. A fost construită din Austria-Ungaria. Germany and Italy. Germania și Italia. And Italy did never ended back. Italy did not back them in that war. Și Italia nu i-a le-a ținut spatele. We've already identified Germany. Nu i-a protejat în acel război. As the king of the north. Înainte să identifică Germania ca fiind împăratul nordului în această istorie. I want to suggest. Aș vrea să sugerez. That Austria-Hungary. Că Austria și Ungaria. Is a two-horned power. Este o putere. As you would say, made of Persia. Sunt sau este o putere. Equally representative of the United States. Cu două coarne egală cu a Statelor Unite. It gives us a secondary perspective. Ne dă o perspectivă secundară. Another layer to this history. Și o un nou. So as we discuss Germany and Austria-Hungary. Pe măsură ce discutăm Austria, Germania și Ungaria. We're going to see them both symbolizing the United States. Vom demonstra că ambele simbolizează Statele Unite. Și acest lucru ne vor aduce mai multe straturi de informație. There's this growing tension. Există această creștere, o tensiune în creștere. Between Austria-Hungary and Serbia. Între Austria, Ungaria și Serbia. And Austria-Hungary feels the need to restrain the ambition of Serbia. Și Austria-Ungaria simt nevoia să restrângă ambiția Serbiei. I can't draw. Nu pot să desenez. But if you can imagine Austria-Hungary. Dar dacă puteți să vă imaginați Austria-Ungaria. Aici într-un singur cuvânt Austria-Ungaria. Then there's this region of Bosnia. Aici avem regiunea Bosniei. In the area of Serbia. Și area Serbiei. Area Serbiei. Serbia had had hopes to control the area of Bosnia. Serbia a avut speranțe să controleze Bosnia. And Herzegovina. Govina. We'll just call it the Bosnian crisis. Okay, voi numi doar criza bosniană. Sună mai bine. A avut o criză. Serbia wanted to control this region. Serbia dorește să controleze această regiune. But wanting to restrain Serbia.
Dar dorim să Austria-Hungary marched down and took control of Bosnia. Dorim să restrângă Serbia, Austria-Ungaria se duc către Bosnia și încearcă să o controleze. In 1908. În 1908. This infuriated Serbia. Aceasta înfuria pe Serbia. Now they'd been fighting an economic war for some time. Ei au luptat un război economic de ceva timp. And Austria-Hungary had been attempting to control Serbia. Și Austria-Ungaria au fost tentate să controleze Serbia. Through their economy. Prin economia ei. Serbia becomes so angry. Serbia devine atât de nervoasă. That Austria-Hungary has taken over Bosnia. Că Austria-Ungaria încearcă să ia control asupra Bosniei. They appeal to their parent Russia. Și apelează la părintele lor Rusia. I mean their powerful ally. Vreau să zic aliatul lor puternic. The big bear standing behind the tiny little Serbia. Acel urs puternic stând în spatele micii Serbii. This is 1908. Asta a fost 1908. And Russia was not doing well. Și Rusia nu o ducea bine. They had just fought a war with Japan. Tocmai ce au avut un război cu Japonia. Which they had lost. Pe care l-au pierdut. They'd also faced a revolution. De asemenea, au avut de-a face cu o revoluție. The revolution of 1905. Revoluția din 1905. So Russia is backing Serbia. Rusia este din nou în Serbia. But because they've just lost a war. Dar pentru că tocmai ce a pierdut un război. And they've experienced revolution. Și au experimentat revoluții. They've experienced a revolution. They had or attempt of a revolution. It didn't overthrow the government. Ei nu au distrus guvernul, tocmai de asta că au fost slăbiți. They tell Serbia they're not powerful enough. Îi spun Serbiei că nu sunt destul de puternici. To protect Serbia's interests. Să protejeze interesele Serbiei. This sowed the seeds of war. Acest lucru a plantat sămânța războiului. There were a few consequences. Au fost câteva consecințe. In this 1908 conflict. În acest conflict 1908. Austria-Hungary. Austria-Ungaria. Learned that they had the full support of Germany. Au realizat că au suportul complet al Germaniei. So they began to act more recklessly. Deci au încercat să acționeze mult mai dur. Italy. Italia. Became disgusted with that alliance. A devenit dezgustată de alianța aceea. Which caused them to not support that alliance once the war began. Pe care și acest lucru a făcut-o pe Italia să susțină alianța de la începutul de război. The two greatest results. Și două dintre rezultatele finale au fost the humiliation of Russia. Prima, umilirea Rusiei. They couldn't protect their ally. Nu au putut să-și protejeze aliaților. And they felt humiliated. Și au ieșuat umiliți. So they essentially said, deci, esențial îi spun, we'll never let this happen again. Că noi nu vom mai lăsa asta să se întâmple din nou. Next time will be war. Niciodată. Data viitoare va fi război. The second result. Al doilea rezultat. Is Serbia became much more determined to oppose Austria-Hungary. Serbia devine mult mai determinată să fie opusă Austriei-Ungariei. And some of them within Bosnia. Și câțiva din Bosnia. Began to form a terrorist organization. Au început să formeze o organizație teroristă. Known as the Black Hand. Cunoscută ca mâna neagră. With the purpose of restraining Austria-Hungary. Cu scopul de a reține Austria-Ungaria. Now I want to work with the application now. Acum aș dori să lucrez cu aplicațiile. I do. Because this information might be lost to you by the time we come all the way back. Pentru că această informație ar putea să fie pierdută pentru tine pe măsură ce ajungem la subiectul principal. Head back into the history of 1990-91. Uitându-ne în istoria 1900-1901. You have a two-horned power. 1990-1991 e două puteri cu două coarne, Statele Unite. There's two other smaller independent countries. Mai sunt alte câteva state independente mici.
Kuwait. Kuwait. And Iraq. Și Irak. Iraq is ambitious. Irak este ambițios. They look at the Middle East. Ei se uită la Estul Mijlociu. Their brethren. La frații lui. Whether it's Iran or Saudi Arabia. Fie că este Iran sau Arabia Saudită. And they have ambition. Și ei au ambiție. To have authority over that whole area or territory. Să aibă autoritate asupra acelei arii sau teritoriu. But the United States intervenes. Dar Statele Unite intervine. When Iraq attempts to take over Kuwait. Când Irak încearcă să ia Kuwaitul. The United States marches down. Statele Unite coboară, marșează sau. Takes control of the whole territory. Și ia controlul întregului teritoriu. Who was Iraq's ally? Cine au fost aliații Irakului? Russia. Rusia. Was Russia strong enough to respond? A fost Rusia destul de puternic să răspundă? No. Nu. They weren't strong enough to respond. Nu a fost destul de puternic să răspundă. Because they just lost a war. Din cauza faptului că de-abia a pierdut un război. The Cold War. Războiul rece. And they just experienced the 1989 revolution. Și tocmai ce au experimentat revoluția din 1989. You come to 1991. Ajunge în 1991. The United States, the Russia is not going to defend the interests of their ally. Și Statele Unite nu vor mai avea interes în alianța lor. 1979. We mark this 10-year history. Marcăm această istorie de 10 ani. 79 to 89. 79 către 89. In 1979. În 1979. There's a revolution in Iraq. Este o revoluție în Irak. That turns it into a pro-Russian country. Care se întoarce către o Rusie pro, către o țară pro-Rusia. But this is the rule of Saddam Hussein. Aceasta este regula lui Saddam Hussein. And he allies closely with Russia. Și el se aliază aproape cu Rusia. From 1979. Din 1979. He's extending his influence over the Middle East. El își extinde influența către Estul Mijlociu. The United States sees this as a threat. Statele Unite vede asta ca o amenințare. When Iraq tries to take Kuwait. Când Irak încearcă să ia Kuwaitul, să-l biruie. The United States responds. Răspunsul Statele Unite. By taking over that region. Statele Unite răspund prin a prelua acea regiune. Și de atunci Kuwait has become a dependent subject of the United States. Kuwaitul a devenit un subiect dependent de Statele Unite. Depends on the United States for protection. Depinde de Statele Unite pentru protecție. So I've connected Austria-Hungary. Deci am corelat Austria și Ungaria. It's becoming involved. Au devenit implicați. In the interactions between Serbia and Bosnia. În interacțiunea între Serbia și Bosnia. It's trying to economically control Serbia. Încearcă în mod economic să controleze Serbia. The United States is becoming involved. Statele Unite devine implicat. In the interactions between Kuwait and Iraq. Între interacțiunea între Kuwait și Irak. Connected with this, corelat cu asta, is the attempt to economically control Iraq. Este intenția de a controla în mod economic Irakul. Serbia has a powerful ally. Serbia are un aliat puternic. But that ally Russia, dar acel aliat Rusia, cannot defend them against Austria-Hungary. Nu-i poate apăra împotriva Austria-Ungaria. Because they've just lost a war. Pentru că Rusia tocmai a pierdut război. And they're still suffering from an internal revolution. Și încă suferă din cauza revoluțiilor interne. Iraq cannot be defended by Russia. Irak nu poate fi apărat de Rusia. Because they've just lost a war. Pentru că tocmai a pierdut război. And they're still suffering. Și încă suferă. From an internal revolution. Din cauza revoluțiilor interne. The Bosnian crisis.
Această istorie a crizei bosniene. Austria-Hungary takes over a sphere of influence. Austria-Ungaria ia sfera de influență. Preia sfera de influență. From Serbia. De la Serbia. And Russia cannot respond. Și Rusia nu poate răspunde. In the history of 89 to 91. În istoria din 1989 către 1991. You see, the United States. Am spus că Statele Unite. Takes Iraq's sphere of influence. Ia sfera de influență a Irakului. Kuwait. Kuwait. And Russia is too weak to respond. Iar Rusia este prea slabă să răspundă. Out of this conflict, în afara conflictului, a terrorist organization forms. Se formează o organizație teroristă. In this history, în această istorie, it's known as the Black Hand. Această istorie este cunoscută ca fiind mâna neagră. Și această istorie, Al-Qaeda, pe care o numim Al-Qaeda, or the Taliban. Sau Taliban. We're out of time. Peste timp. We'll finish this when we come back. Vom termina când ne vom întoarce. If you kneel with me, we'll close in prayer. Ne rugăm. Dear Father in heaven. Tată Ceresc. Thank you for our blessings. Mulțumim pentru binecuvântările tale. We're living in serious times. Știm că locuim în timpuri serioase. I pray that you'll give us understanding. Mă rog să ne dai înțelegere. And an increase of courage and faith. Creșterea curajului și a credinței. I pray this in Jesus' name. Ne-am rugat în numele Iisus. Amen. Amen.